Steaua București a învins cu 5-1 pe CSFC Dinamo în primul meci din play-off-ul Ligii a 4-a la fotbal. Roșialbaștri au deschis scorul încă din minutul 10 când brazilianul Lucas a speculat o greșeală a apărării adverse și a înscris cu un lob peste portarul dinamovist. 6 minute mai târziu, Alin Robu a mărit diferența după o cursă pe partea dreaptă și un șut în colțul îndepărtat. 3-0 a fost în minutul 24 când Florin Răzdan a marcat speculând o greșeală a portarului advers. În minutul 30, tot Răzdan obține o lovitură de la 11 metri după ce a fost faultat în careu. Alin Robu execută, dar pasând la Răzdan, care consemnează scorul la pauză, 4-0 pentru Steaua. În repriza secundă, tot Steaua a fost echipa care a condus jocul. Golul 5 pentru echipa militară a fost reușit de Alin Robu cu 5 minute înainte de final, în timp ce pentru dinamoviști singura reușită i-a aparținut lui Dacian Varga din lovitură de pedeapsă în minutul 90. A destul de greu. Ați văzut și dumneavoastră jocul, prima repriză foarte bună, a doua așa și așa. Ai marcat două goluri și ai dat pasă la ce fază de la lovitura de la 11 metri. Ai avut pregătit sau ți-a venit ideea atunci pe moment? N-avem pregătit de ceva etape, dar din păcate n-am mai avut penalturi. Urmează pentru voi încă două jocuri, cu Progresul și cu Carmen. La ce vă gândiți? La victorie, bineînțeles. Nu există altceva. În etapa a doua play-off-ului, Steaua București va întâlni joi 30 mai de la ora 18:30, tot pe stadionul din regie, pe Progresul 2005, care în primul meci a pierdut cu 1-3 întâlnirea cu Carmen București.